Pentru constructorii care se ocupă de modernizarea trotuarelor de pe strada Bucovina, asfaltarea aleilor care duc la intrarea în blocuri este o adevărată loterie. Unele dintre aceste alei au fost asfaltate, altele au rămas așa. Constructorii au spus că acestea fac parte din domeniul privat al blocului. Nu doar pe strada Bucovina din cartierul Rovina am întâlnit o situație de acest gen, ci și pe strada Dâmbovița în cartierul George Enescu. Și aici pe trotuar se circulă decent deoarece s-a asfaltat, dar când pătrunzi mai adânc printre blocuri, riști să te împiedici din cauza gropilor. Constructorii au acționat parcă în ton cu expresia afară e vopsigardul și înăuntru leopardul. Pe calea București în zona viitorul locatariu unui bloc așteaptă din octombrie să le fie astupat un șanț care trece prin fața blocului. Cum a rămas aici ne neacoperit cu un covor asfaltic acest șanț. acolo când trebuie să mai vine deci din octombrie de anul trecut, când a spus dumneavoastră că ați filmat acolo, a zis că vine. I-a luat oamenii de aici, a închemat prin poliția locală, prin... Constructorii uh, și nu au mai venit. nu mai vine nimeni. A zis că ce domne venim pentru o roabă de... Păi de unde să luăm noi? Vă dați seama că... Și a... pentru ce s-au făcut aici săpături? Ce... Săpăturile s-a tras de acolo, dacă vreți să vedeți de la de la punctul termic, s-a tras un cablu. Noi nu avem nimic, au tras cablu. Dar să ne ajute și pe noi să ne facă la loc cum a fost. Am încercat să luăm legătura telefonic cu unul dintre viceprimarii Craiovei, Adrian Cozman, pentru a ne lămuri cine trebuie să rezolve aceste probleme apărute pe aleile dintre blocuri în unele cartiere, dar până la ora redactării acestui material nu a răspuns.